Doar o treime din populația țării se bucură de oportunități de a avea o îmbătrânire activă și sănătoasă. Datele au fost publicate de Fondul Națiunilor Unite pentru Populație. Potrivit statisticilor, în câmpul muncii sunt integrați mai mulți bărbați decât femei. Astfel, peste 55% dintre bărbații cu vârsta cuprinsă între 55 și 59 de ani sunt angajați. Totodată, puțin peste jumătate din femeile de aceeași vârstă lucrează. Datele mai arată că fiecare al patrulea bărbat cu vârsta între 60 și 64 de ani muncește, în timp ce doar 2 din 10 femei din această categorie mai lucrează. În același timp, peste 12% dintre bărbați și peste 8% dintre femeile care au între 65 și 69 de ani sunt angajate în câmpul muncii. Studiul mai arată că în ultimii ani a crescut participarea populației cu vârste de peste 55 de ani la activități de integrare în viața socială. Astfel, aproape 18% dintre bărbați îngrijesc de nepoți, în timp ce un sfert din femei sunt antrenate în această activitate. De asemenea, puțin peste 13% dintre bărbați îngrijesc de persoanele adulte de peste 75 de ani. Ponderea femeilor este cu peste 4 puncte procentuale mai mare, iar în activități de voluntariat sunt implicați doar 3% dintre bărbați și 2,6% dintre femei. Datele mai arată că speranța de viață este mai mare în rândul femeilor trecute de 55 de ani decât cea a bărbaților. Potrivit studiului, 9 din 10 bărbați și femei au starea emoțională pozitivă și niciodată sau foarte rar au avut stări de tristețe, deprimare sau neliniște. Aproape 80% dintre bărbați și circa 67% dintre femeile de peste 55 de ani au studii. Pentru că trăim în era digitală, peste 56% dintre bărbați pot utiliza tehnologiile informaționale, iar femeile, la acest capitol, reprezintă 50%.